Două distrugătoare americane au fost implicate în interceptarea a zeci de rachete venite din Iran, iar Pentagonul estimează că în acest atac Teheranul a folosit de două ori mai multe rachete balistice decât în cel din aprilie. Vreau să înțelegem mai multe despre ce se întâmplă în aceste momente și ce urmări poate avea acest atac. Ni se alătură Ioana Bercean, analist de politică externă, expertă în politica Orientului Mijlociu. Vă mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Consecințe extrem de grave, acestea sunt cuvintele care vin dinspre oficialii israelieni ca urmare a acestui atac iranian. Statele Unite își afirmă din nou sprijinul pentru Israel și spre deosebire de atacul din aprilie, atunci când Joe Biden îi transmitea lui Netanyahu take the win, da, accept-o ca pe o victorie și nu escalada situația, spun că vor susține Israelul într-o replică pe care o va da Iranului. Ce ar putea să însemne această replică? Acestea sunt de obicei declarații standard. Dacă ne-am uitat puțin și în seara aceasta la conferințele de presă, atât al lui Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate al administrației Biden, și puțin timp după aceea ale lui Patrick Ryder, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, am observat acolo o ușoară discrepanță, sau poate, haideți să spunem că încă strategia Statelor Unite vis-a-vis de o posibilă continuare a acestui început de conflict sau război regional poate încă nu este definitiv desenată. Câte vreme Jake Sullivan spunea exact ceea ce ați subliniat dumneavoastră, Patrick Ryder s-a referit mai degrabă la sancțiuni economice și a refuzat să ofere un răspuns mai concret sau un anume soi de implicare militară kinetică a Statelor Unite alături de Israel. Desigur că orice atac asupra Israelului, indiferent de cine este cel sau statul sau actorul non-statal care îl comite, Statele Unite vor fi mereu acolo, pentru că este deja o tradiție și până la urmă această relație dintre Israel și America este una extrem de privilegiată, și spun asta poate pleonastic, dar pentru a sublinea importanța acestui tip de relaționare. Pentru administrația Biden nu este deloc un moment plăcut, pentru că noi așa se află în cursă prezidențială, în campanie electorală. Am văzut ulterior și declarațiile făcute de staful de campanie ale lui Donald Trump și chiar de Donald Trump în mod direct, nu? Și acolo este deja o bătălie din aceasta ideologică între candidatul republican și candidata democrată, nu? Donald Trump acuzând administrația Biden și pe doamna Kamala Harris în speță că nu acționează, că nu fac ceea ce trebuie și că dacă el va deveni președinte, cu siguranță, mă rog, va lua acțiuni punitive foarte, foarte complexe și grave asupra Iranului. Aici vine și întrebarea, pentru că există acest climat politic încremenit în Statele Unite în care niciuna dintre părți nu poate să facă pași greșiți și foarte abrupti în vreuna dintre direcții, pentru că urmează alegeri. E un spațiu politic în care nu-mi dau seama ce fel de ascendent mai au la capitolul negocieri, în privința Israelului, de pildă, pentru că la episodul din aprilie existau relatări de presă din toate sursele de la Casa Albă că SUA au făcut presiuni enorme ca Israelul să nu escaladeze și mai mult situația printr-un răspuns la răspuns. Cât spațiu de manevră, cât ascendent de influență mai au în acest moment, tocmai în contextul în care mai sunt 5 săptămâni până la alegeri sau cât mai sunt? Acest ascendent sau această putere de convingere pe care în anii trecuți Statele Unite o aveau sau administrațiile americane le aveau asupra guvernului israelian sau asupra lui premierului Benjamin Netanyahu s-a diminuat într-adevăr și s-a diminuat în procente absolut remarcabile, cel puțin în ultimele luni. Ne amintim cu toții, nu, toate acele turnee diplomatice în forță făcute de Antony Blinken, secretarul de stat, în încercarea de a obține un acord de încheiere a focului, a ostilităților din fâșia Gaza, de eliberarea ostaticilor, de aducerea Israelului, sigur, la masa negocierilor, ceea ce era, sigur, destul de complicat, pentru că
Sigur, aveam de face cu formațiune, cu organizații teroriste și cu un stat care a fost atacat și nu care a considerat atacul din 7 octombrie un al doilea holocaust. Dar revenind la acel ascendent despre care se vorbea și despre care sigur se știe că exista, el în acest moment este aproape nul. Iar ceea ce se întâmplă acum, toate aceste etape, toate aceste trepte înspre escaladarea conflictului, nu, care a plecat din fâșia Gaza și apoi s-a mutat înspre Liban și acum sigur au fost tot acel șir de ucidere ale diversilor lidere, Hamas, Hezbollah, inclusiv a unui adjunct din gărzilor revoluționare iraniene, un cetățean iranian și a multor altora, desigur în ultimele luni. Administrația sau guvernul Benjamin Netanyahu sau premierul însuși folosește această fereastră de oportunitate de dinainte alegerilor din Statele Unite pentru a demonstra că de fapt Iranul este inamicul numărul unu în zonă, pentru a demonstra unei lumi întregi că Iranul trebuie anihilat în niciun alt fel decât prin război, pentru că toate sancțiunile impuse încă din 1979 încoace nu au afectat capacitatea iraniană de a-și finanța proxy-urile, grupările acestea regionale prin care acționează în Irak, în Yemen, în Siria, în Liban și nu numai, iar singura metodă de a anihila Iranul este desigur războiul. Iar, repet, această fereastră de oportunitate este prima de altfel în 20 de ani de carieră de prim-ministru sau de politician de top al lui Benjamin Netanyahu și nu a ratat-o și nici nu intenționează să o rateze, pentru că noi ne uităm acum că am avut, deci suntem aproape la un an de război în fâșia Gaza. Războiul nu este încheiat, scopurile declarate inițial nu au fost atinse, mai avem încă 101 ostatici care sunt în captivitatea, sunt prizonierii teroriștilor de la Hamas, nu avem o eliminare totală a Hamas, așa cum se anunța ea că se va întâmpla în luna octombrie, iar acum Israelul se mută într-un alt război kinetic, fizic, sigur, după acele bombardamente asupra Libanului, asupra Beirut, capitalei Beirut. Acum se vorbește și despre aceste, sau sunt ele, de fapt, sunt documentate aceste intrări ale unor trupe israeliene în sudul Libanului. Deci se deschide, iată, un al doilea front. Mai avem un minut și vreau să vă întreb dacă, tocmai profitând de această fereastră de oportunitate, Israelul, prin cabinetul de război, va decide să facă ceea ce până nu de mult era de neconceput și era total condamnat, inclusiv de Statele Unite, și anume să răspundă la atacul de astăzi printr-un atac asupra unei facilități nucleare iraniene propriu-zise. Și ce ar însemna asta pe mai departe în paradigma de război în întreaga regiune? Aceasta nu ar fi prima tentativă israeliană de a distruge facilitățile nucleare militare iraniene. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla și dacă răspunsul la acest atac va fi o escaladare sau un răspuns supraproporționat și în ce fel va răspunde Iranul. Probabil că noi vom mai povesti despre asta și altă dată. Noi acum suntem într-o altă paradigmă, într-un alt context decât eram cel din aprilie. Iranul a atacat mult mai grav, mult mai puternic, cu niște rachete puțin mai sofisticate, fără a anunța înainte. Bun, se spune că s-a discutat cu Federația Rusă și cu Statele Unite, dar asta rămâne de verificat. Orice tentativă sau orice gest care va fi mai puternic decât cel anterior, un răspuns, un contrarăspuns mai puternic decât răspunsul, va duce la o escaladare. Dar trebuie să înțelegem un lucru, niciun război în Orientul Mijlociu nu este limitat, așa cum s-a discutat anterior, și dacă vom ajunge în situația în care vom avea un război direct între Iran și Israel, trebuie să înțelegem că dincolo de faptul că ar intra sau nu ar intra Statele Unite în război, întreaga regiune va fi afectată în mod dramatic și nici Iranul, nici Israelul nu vor fi aceleași și nu vor ieși bine dintr-o astfel de confruntare. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Oana Bercean, vă mai aștept în direct. Mulțumesc și eu, seară bună.